Salutare tuturor! Eu sunt Tudor, elev în clasa a 6-a și astăzi o să vă prezint câteva idei despre cum putem să fim respectuoși în online. Auzim de multe ori vorbindu-se despre respect. Probabil cunoașteți și voi multe expresii despre respect. Respectă dacă vrei să fii respectat, respectă-i pe ceilalți, fii respectuos la școală, respectul naște respect, respectă rândul și multe altele. La ce se referă mai exact respectul? Respectul se referă la înțelegerea emoțiilor, a dorințelor și a drepturilor celorlalți. Chiar dacă nu suntem de acord cu o persoană, nu ne place ceea ce transmite sau ceea ce face o persoană, noi trebuie să arătăm respect, să-i tratăm cu respect pe ceilalți, să folosim un limbaj politicos atunci când nu suntem de acord cu acțiunile lor, indiferent dacă suntem în online sau față în față. Există situații în care unele persoane sunt respectuoase acasă sau la școală, dar în online se manifestă diferit, nepoliticos și neprietenos, de exemplu, atunci când joacă jocuri video, când trimit mesaje sau când discută în grupul clasei. Tu ai avut o experiență asemănătoare în care să fii neplăcut surprins de un coleg sau un prieten care are un comportament diferit la școală față de mediul online? Eu da. Mulți oameni știu că ar trebui să-i trateze pe ceilalți exact așa cum și-ar dori să fie tratați. Majoritatea știu că respectul, politețea și bunele maniere sunt la fel de importante și în mediul online, la fel ca în viața reală. Din păcate, sunt mulți elevi de vârsta noastră care uită uneori că persoanele cu care se joacă sau stau de vorbă pe internet au sentimente la fel ca prietenii sau frații lor și că aceste sentimente pot fi ușor rănite. De aceea, este important să fim respectuoși cu toți cei de pe internet. Acest lucru va crea un mediu mai sigur și mai atractiv. Dacă vei alege să fii nepoliticos și neprietenos, unii dintre prietenii tăi vor dispărea sau îți vor da bloc. Să analizăm următoarea situație. Ana și Alex sunt colegi de clasă și ei joacă un joc online împreună. Alex câștigă de mai multe ori în fața Anei și îi spune: "Acest joc este pentru tip deștepți, ca mine. Ești super slabă, nu e de tine. Caută-ți alt joc, de fete." Cum crezi că se simte Ana? Cum te-ai simțit tu dacă ai fi într-o astfel de situație? Ai avut vreodată o astfel de experiență? Ți s-a întâmplat vreodată să jignești pe cineva online? Cum te-ai simțit după acel moment? Ce putea Alex să facă? Dacă răspunsul tău este o putea ajuta, îi putea explica cum joacă el, ești pe drumul bun al respectului. Vă invit să faceți o activitate în pereche. Am făcut-o și eu cu Nicolas, colegul meu. Împreună cu un coleg, scrieți pe o foaie 2-3 reguli de bun simț pe care orice elev de vârsta noastră ar trebui să le urmeze atunci când comunică în mediul online. Puteți propune reguli pornind de la experiența grupului vostru. Poate au existat situații care au generat anumite conflicte în grupul vostru online. Prezentați regulile propuse de voi celorlalți colegi. La final, votați 5-6 reguli dintre cele prezentate de fiecare pereche pe care să le afișați într-un loc vizibil în clasă și de ce nu și acasă. Chiar dacă prin internet comunicarea este în timp real și interlocutorii nu se pot vedea față în față, aceasta nu trebuie să fie o piedică în adresarea politicoasă față de celălalt. Internetul poate fi un loc minunat dacă te comporți prietenos, așa că fii prietenos, nu răutăcios.